Apar noi date în cazul celor trei ostatici israelieni uciși din greșeală de armata israeliană. Cu puțin timp uh, să se tragă asupra lor, ei au încercat să se predea, iar unul dintre ei a strigat și după ajutor în evraică. Și cu toate acestea, doi soldații nu au ținut cont de situație și au încălcat atât protocoalele, cât și un ordin direct de încetare a focului dat de un comandant. Potrivit armatei israeliene, cei trei ostatici împușcați din greșeală chiar de către soldații israelieni în fâșia Gaza erau la pieptul gol, iar unul dintre ei purta și un băț cu un steag alb improvizat. Ancheta inițială mai indica faptul că incidentul a început după ce un soldat staționat într-o clădire a identificat trei persoane suspecte care ieșeau dintr-o altă clădire aflată la câteva zeci de metri distanță. Același soldat a strigat teroriștii și a tras asupra ostaticilor, ucigând doi dintre ei. Cel de-al treilea ostatic a fost rănit și a reușit să fugă în clădirea din care plecase inițial, de unde a început să strige după ajutor în ebraică. La fața locului ajunge comandantul batalionului care ordonă încetarea focului, astfel că ostaticul rămas în viață decide să iasă din clădire, însă un alt soldat deschide focul asupra lui și lucide. Iotan Haim, în vârstă de 28 de ani, a fost baterist într-o trupă de heavy metal și a fost văzut ultima oară într-un videoclip pe care l-a filmat în dimineața zilei de 7 octombrie, arătându-se în ușa casei sale din Kfaraza, înainte de a fi răpit în Gaza. Samar Talalca, în vârstă de 22 de ani, lucra la o maternitate din chibuțul Niram, unde făcea adesea ture de weekend, când teroriștii Hamas au luat cu asalt localitatea și l-au răpit iar Alon Lulu Shamriz, în vârstă de 26 de ani, era student la inginerie informatică și a fost răpit din propria locuință din chibuțul Kfaraza pe 7 octombrie. Potrivit armatei israeliene, soldații care i-au ucis din greșeală au deschis focul încălcând protocolul. Forțele israeliene nu se așteptau să dea de ostatici în zonă, deși miercuri la doar câteva sute de metri de la locul tragediei a fost găsită o clădire cu mesajul ajutor trei ostatici, scris în ebraică. Între timp, protocolul de operarea în Gaza a fost schimbată astfel încât soldații să fie mai alertați de alți posibili ostatici care ori au evadat, ori au fost eliberați de gruparea Hamas.